2, 3 și... De unde e ideea sau dorința de a face un club? De Polo, de Nord? De unde e ideea de Marco Polo? În momentul în care am terminat sportul de performanță, asta s-a întâmplat mai bine de 20 de ani în urmă, în Târgu Mureș nu exista Polo. Și atunci singura soluție de a păstra contactul cu acest sport a fost să mă fac arbitru. Ceea ce am și făcut, ceea ce sunt și acum, am ajuns până la un nivel internațional. După care, la un moment dat, s-a deschis balonul, au apărut primele echipe de polo, iar după pandemie, soția mea deja deschisese acest club, în care se făceau doar inițiere, învățam copiii să noate. Eu am avut o altă ocupație până acum 4 ani. Din cauza serviciului n-am putut să mă ocup ca antrenor de acești copii. Între timp lucrurile s-au schimbat, a venit din păcate pandemia și după pandemie mi-a zis Laura, hai să luăm copiii care i-am învățat să noate și să începem să învățăm să joace polo. Am fost de acord, am strâns prima grupă de copii, cei care sunt în bazin acum, marea majoritate. Și așa s-a născut acest club de polo, în urmă cu 2-3 ani. Suntem în prezent 3 grupe, 4 chiar, cu fetele. Suntem mai mici decât categoria de vârstă la care evoluăm acum în campionatul național, dar am ales acest pas pentru ei, pentru că erau nerăbdători, chiar dacă știam că vom lua bătaie în marea majoritate a meciurilor. Am ales să ne înscriem cu ei în campionat. Am avut și 2 victorii, ceea ce a încurajat și ne ține pe linia de plutire, ca să zic așa. Copiilor le place, mie îmi place, deci per total ne place tuturor. Vrem să reușim. Eu cel puțin după 20 de ani de carieră și 40 de ani de sport, 44 chiar de sport, am ce să dau mai departe. Am învățat destule, ar fi păcat să nu încerc să predau mai departe ștafeta. Să învăț pe acești copii tot ce am învățat eu în acești 40 ceva de ani de polo, la cel mai mare nivel. Pentru că am fost component al echipei naționale României la toate nivelele, de la junior până la senior. Am peste 135 de meciuri jucate în echipa națională, vreo 600 ceva de meciuri în prima divizie. Am vreo 10 titluri de campion și de vicecampion național. Am 20 ceva de ani de arbitraj, la cel mai mare nivel, deci chiar am ce să învăț pe acești copii. Cât de greu este să te lupți cu marile centre de polo din țară? Vă întreb pentru că de numele dumneavoastră, atât ca și adolescent, cât și ca și antrenor, peste 40 de ani, se leagă ultimele 2 medalii luate de polo-ul masculin mureșan. Ultima medalie de polo luată de Târgu Mureș a fost cu mine în 1983, cu mine în echipă, la acea vreme. Tot la acest nivel, la nivel de copii, era în București, după care, la câțiva ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, polo s-a desfințat în Târgu Mureș, înainte de anii 90, cred că s-a desfințat polo. Exista un singur club pe vremea aceea, era Clubul Mureșu, unde ne antrenăm astăzi. Și întâmplarea a făcut ca după 40 de ani de activitate și de pauză de medalii la Târgu Mureș, în urma unei colaborări pe care o am în prezent cu echipa Aquasport, cu prietenul meu, Philip Tomas, Soli, să antrenez o echipă, să ne unim, să antrenăm o echipă cu care am reușit după 40 de ani să câștigăm aceeași medalie de bronz, pe care până acum nu s-a putut aduce. Nu s-a putut aduce pentru că n-a fost polo timp de 20 de ani. Deci e foarte greu. Copiii sunt și nu sunt la bazin. Fac 2-3 antrenamente pe săptămână, cei mai mulți dintre ei. Cu 2-3 antrenamente pe săptămână e foarte greu ca să ajungi la performanță. Și atunci, pentru noi, cu atât mai mult, a fost o surpriză deosebită faptul că am reușit să obținem această medalie de bronz cu echipa Aquasport, chiar anul trecut, că deja suntem în ianuarie. Ce ar fi făcut generația aceea de acum 41 de ani, cu aceste condiții, dacă ar fi avut acest bazin în acele timp? Dacă vă spun în ce condiții ne antrenam noi acum 40 și ceva de ani, ne aflăm pe același loc unde pe vremuri exista bazinul sau strandul 1 mai, care pe vremuri era descoperit. Tot așa era format din 2 bazine. În capătul bazinului mare, pe vremea aceea, exista un bazin mic
lipit aproximativ de bazinul mare, care iarna, prin februarie, era acoperit cu o folie de cum sunt serele. Și fugeam din vestiar vreo 50 de metri zăpadă ca să intrăm în bazinul ăsta, unde erau numai aburi, că apa era călduță, așa, și asta așa ne antrenam. Sau mai făceam antrenamente la facultatea de medicină, în subsolul unei clădiri, unde era un bazin, cred că de 10 metri pe 4 metri lățime, unde aveam antrenamente seara de la 9 la 10 jumate. Deci gândiți-vă, eram copil de 12-13 ani, iar pe vremea lui Ceaușescu, după ora 10, nu mai circula autobuzele. Mergeam cu autobuzul la antrenament și veneam pe jos de acolo, noaptea la 11. Fiecare veneam pe mijlocul drumului, în grupul, și veneam, țin minte, până în Panov. De acolo fiecare ne despărțeam, unii mergeau în Tudor, eu mergeam către Piața Armatei, în Dâmbu și așa mai departe. Deci cam astea au fost condițiile atunci. Dacă ar fi fost acest bazin acum 40 de ani, să începem cu începutul, Târgu Mureș a fost campioană națională. Mulți ani mai înainte. Probabil că ar fi fost rezultate bune la Târgu Mureș, nu ne-am fi desfințat, am fi avut tradiție, continuitate, exact cum are Oradea, cum are Aradu, cum are Bucureștiu, da? Deci dacă nu s-ar fi desfințat acest sport acum 90 și să apară în 2010 aproximativ, 90 când a apărut balonul, nu mai știu exact, eu zic că ar fi fost altceva. Era un sport cunoscut, părinții și-ar fi îndrumat copiii mai bine către polo. Așa, noi trebuie să ne refacem un renume ca să câștigăm, eu știu, încrederea părinților să ne trimită copiii la bazin. Revenind un pic la zilele noastre, dacă, sincer, dacă ați fi crezut că o să ajungeți aici în momentul în care ați înființat clubul, și cum vreți sau ce ați dori, cum ați vrea să arate peste câțiva ani? Deci, ca orice antrenor, fiecare își dorește să câștige cât mai multe medalii. Da? Noi suntem la început, după cum vă spuneam, avem 2-3 ani maxim de activitate. Sper, îmi doresc să reușim să ajungem pe podium cu acești copii în viitorul apropiat. Este dorința mea, este, cred că, dorința fiecăruia care face sport. Unde vă pot găsi cei interesați să-și aducă virgulă copiii la bazin? Deci cei interesați pentru a învăța, în primul rând, să înoate, copiii de la vârsta de 4 ani în sus, ne pot găsi pe Facebook, avem pagina clubului, cu mare încredere vă așteptăm la bazin, avem antrenori tineri, vorbim și românește și ungurește cu copiii, deci cei care își doresc sunt cu mare drag așteptați la bazin. Ați fost de la deschiderea bazinului aici. Să ne spuneți un pic cum au evoluat lucrurile, mă refer la numărul de copii care au venit la început și cum stau lucrurile acum la un an și câteva luni de la inaugurare. Acest bazin, eu zic că și-a pus amprenta pozitiv peste toate cluburile, pentru că numărul de copii s-a mulțit, din câte văd eu, la toate cluburile. Noi am început cu o mână de copii acum 3 ani, din care ușor, ușor, venind cât tot mai mulți copii la inițiere, ușor câte unul, câte doi aleg să continue cu acest sport mai departe. Deci numărul copiilor crește, este în creștere lună de lună la bazin. Pe partea de băieți, iarăși am o mare bucurie, avem două echipe de început, ambele echipe înscrise în campionatul național. Clubul... Noi da, ideea asta este de a căuta și de a explora noi talente. Nouă ne este tare drag să lucrăm cu copii, pentru că ei înseamnă ziua de mâine. Și felul în care noi reușim să-i formăm și să le dăm din pasiunea noastră, din valorile pe care le-am dus o viață întreagă cu noi, înseamnă felul în care va arăta viața pentru noi toți mâine. Clubul Marco Polo s-a născut dintr-o combinație de două nume. Pe băiatul nostru îl cheamă Marc, iar sportul preferat, evident, și consacrat al familiei este polo. Și atunci alăturarea, împreună cu dorința de progres, cu dorința de a ajunge cât mai departe, respectiv Marco Polo, a venit una în mod clar. Am început în 2015 la un alt club cu partea de management sportiv. În 2017, în primăvară, ne-am stabilit pe cont propriu. Am început cu partea de inițiere la mai multe baze sportive din oraș și efectiv partea de performanță a apărut în urmă cu 2 ani. Avantajul de a avea un bazin olimpic și un bazin olimpic nou pentru noi și pentru oraș este
deosebit de mare. Nu știu dacă puteți să înțelegeți dimensiunea acestui fenomen, a faptului că vin sute de copii la bazin și învață să înoate. Este frustrant gândul că nu știu toți copiii să înoate, pentru că înotul este un sport care la propriu face diferența dintre viață și moarte. Și atunci ar fi trebuit să fie implementat de la cele mai vârste, de la cele mai fragede vârste în sistemul educațional. Noi am reușit o experiență teribil de frumoasă în anul 2018, în momentul în care s-a deschis clubul sportiv municipal. În secția de natație am reușit să avem o mișcare susținută la nivelul orașului și pe parcursul unui an și jumătate eu m-am ocupat de acest capitol din cadrul CSM-ului. Pe parcursul a un an și jumătate am intrat în absolut fiecare școală din oraș și am dus mai mult de 1200 de copii la înot. Pe vremea aceea, neavând acest bazin, înotul se făcea la bazinul olimpic, la bazinul acoperit cu balon presostatic din weekend. Să știi că ți-au trecut prin mână mai mult de 1200 de copii care au învățat să înoate în cicluri de câte 3 luni de zile, e o satisfacție foarte mare pentru mine. În paralel, noi am continuat această acțiune la nivel personal cu clubul, am mers mai departe și am încercat să construim pe niște baze sănătoase, să avem o bază de selecție a sportivilor de performanță dintr-un număr cât mai mare de copii care învață să înoate. Și treptat le-am transmis și lor pasiunea noastră, aceea de a înota, aceea de a vedea ce înseamnă polo, de a-i vedea cu o minge în mână. Noi mai avem încă un avantaj teribil. Soțul meu este unul dintre marii sportivi și o spun fără umbră de modestie și mă laud cu asta. Soțul meu este unul dintre marii sportivi ai orașului. A făcut polo de performanță până la 30 și ceva de ani și acum tot ce a învățat și tot ce a trăit o viață întreagă urmează să transmită mai departe copiilor. Eu sunt pe partea mai mămoasă, mai cloșcă, de asta să și adună copiii lângă mine. Au nevoie de această interfață de bucurie și de plăcere și de o bomboană în plus și poate o lacrimă în momentul în care le este greu și spun că împreună facem o echipă tare, tare bună. Faptul că suntem deja 4 cluburi care avem echipe în Târgu Mureș, iarăși este un lucru care nu multă lume îl știe. La nivel de țară sunt foarte puține orașe care au un număr așa de mare de sportivi. Și nu uitați că până acum un an și jumătate condițiile în care noi ne-am dezvoltat au fost destul de grele în balonul presostatic. Așa că viitorul sună bine. Alexandru, de cât timp faci polo și ce înseamnă pentru tine? 3 ani înseamnă pasiune și un hobby care practic din că îmi place și vreau să devin tot mai bun. Câte antrenamente faci pe săptămână și cum te simți? Trei antrenamente pe săptămână. Câteodată sunt obosit, dar trec peste pentru că am mai multe chestii pe cap, teme, învățat cu școala și... Apropo, cum împaci sportul cu școala? Câteodată bine, câteodată rău, dar reușesc cumva să-l împart. Despre domnul antrenor, ce poți să ne spui? Este un tip mai sever, mai... Este sever, dar mi se pare normal pentru că noi ne ascultăm de el. Voi sunteți o gașcă cu minte liniștită sau nu? Câteodată. Spune-te, rog, cum a fost acest prim campionat în care v-ați înscris anul acesta? Greu, pentru că nu suntem de foarte mult timp cu campionatele. Facem, de exemplu, polo de 2 ani jumate. Ei sunt mult mai avansați decât noi și am încercat să ținem pasul cu ei, dar... Îți mai aduce aminte primul turneu, primul meci? Ai avut emoții? Cum a fost? Da, am avut emoții pentru că era primul meci și a fost greu, ce-i drept. Acum ați învins Clujul din nou, cum ați trăit acel joc? Foarte bine, pentru că e a doua noastră victorie cu aceeași echipă. E o senzație foarte plăcută atunci, da, când da. Și atunci când pierdeți, sunteți demoralizați, cum treceți peste eșecul? Trecem repede peste eșecuri, pentru că ne-am obișnuit deja. Unde te vezi peste câțiva ani? Unde ți-ai dorit să ajungi, apropo de polo? La o echipă mai mare. Te uiți la meciurile naționale, acum, la european? Sincer, nu. Te-aș întreba de ce calități are nevoie un jucător ca să ajungă la național? Forță, creier, să gândească, rapiditate.
Câteva cuvinte despre bazinul din Târgu Mureș. Este frumos, dar sunt niște copii care îl distrug și... na. Victor, de cât timp faci polo și ce înseamnă pentru tine acest polo? De la 8 ani fac polo, ceea ce ar însemna 3 ani, pentru că am 11 ani. Și polo pentru mine înseamnă un sport în care trebuie să noți și pentru mine, de exemplu, eu să mă antrenez ca portar. De ce ai ales polo și nu alt sport? Pentru că de când eram micuț, adică de la 4 ani, am început să fac înot. Am observat că mi-a plăcut și la 6 ani, deoarece a venit COVID-ul, a trebuit să mă las. Feri m-a invitat în clubul lui și am început întâi la TCM. Și acolo am observat că îmi place să înot și să înot cu mingea. Și am aflat de sportul polo. Cum a fost pentru voi în acest an, mai ales că ați fost la prima participare în campionatul național de U13? Mie a fost mai greu, dar suntem la început, așa că nu am avut mari așteptări ca să câștigăm multe meciuri. Dar mă bucur că am reușit cumva să batem o echipă, adică Clujul, de două ori. Îți mai aduci aminte primul turneu și primul meci? Apropo, ați avut emoții? N-ai avut? Cum au stat? Toată lumea a avut emoții, am și observat în noi și eu am avut emoții. Întâi am jucat primul meci, știu că am jucat cu Oradea, din câte mi-amintesc. La început nu știam că ei sunt așa buni, dar trebuia să văd, am observat că ei nu sunt de nivelul nostru și eu știu că noi nu suntem de foarte mult timp în acest bazin și deoarece ei se antrenează de mai mult timp, ei sunt mai avansați față de noi. Recent, la turneul de la Târgu Mureș, ați obținut a doua victorie. Cum ați trăit acel meci? Păi, eu, în timpul meciului, am fost foarte concentrat. Am mai făcut câteva greșeli, dar se mai întâmplă, toată lumea face greșeli. Și a doua victorie a fost foarte plăcută. M-am simțit bine. Bucuria în vestiar a fost mare? Da. Unde te vezi peste câțiva ani? Unde ți-ar plăcea să ajungi? Mi-aș plăcea să ajung unul dintre cei mai buni portari din România. Să spui, te rog, de ce calități ar avea nevoie un poloist ca să ajungă la echipa națională? Păi, în primul rând să noate bine, să tragă foarte bine, să știe echipa lui și cam atâta. Și să-mi spui acum, te rog, tu, care crezi că sunt principalele trei calități ale tale? Pot să not foarte rapid. Nu obosesc ușor și pot să mă urc foarte sus când fac mândru. Am ales acest sport pentru că mi se pare unul dificil și îmi place să mă forțez și polo înseamnă, nu știu cum să zic, un stil de viață pentru mine. Cum a fost pentru voi prima participare în campionatul național? Părerea mea că a fost o experiență nouă și am căpătat experiență de joc din asta, chiar dacă am câștigat doar un meci. Nu, contează, ne-am distrat în primul rând și am meritat să mergem. Unde te vezi peste câțiva ani, David, acest loc? Unde s-ar plăcea să ajungi? Nu știu să zic, nu știu, un răspuns. Mi-ar plăcea să joc în afară, la o echipă mare. Care ar fi principalele trei calități ale tale, capoloist? Sunt înalt, am picioarele tari și nu destul de rapid. La început am vrut să devin un înotător de performanță, dar până la urmă am ajuns la o echipă de polo. Până la urmă a fost o alegere foarte bună. Cum îmi faci școala? Cu sportul? Câte antrenamente faci pe săptămână? Este greu să gesticulez școala cu antrenamentele, deoarece am 3 antrenamente de săptămână, pe săptămână. Spune-mi, te rog, câteva cuvinte vis-a-vis de prima voastră participare în campionat anul acesta. Prima dată în campionat nu ne-am descurcat foarte bine, am fi vrut mai mult, dar totuși în primul campionat am câștigat un meci, am fost foarte bucuroși. Victoria cu Cluj, cum ați trăit-o și mai ales cum v-ați simțit după meci? A fost foarte frumos, ne-am bucurat maxim, am vrut să ieșim la o pizza, am mers la mall, ne-am bucurat extraordinar de mult. Spune-mi, te rog, care ar fi principalele trei calități ale tale? Forță, gândire în ansamblu și viteză.
câteva cuvinte despre bazin. Apa este foarte bună. Prefer antrenamentele în bazinul mare pentru că acolo facem polo, aici facem antrenamente de forță. Toată lumea fuge de nouă și de forță, așa, toată lumea preferă să aibă mingea, să joace. Da. Am înțeles. Unde te vezi și unde ți-ar place să ajungi peste câțiva ani? La o echipă mai mare. Filip, cum te simți tu aici la club și de ce ai ales acest club? Mă simt bine, îmi place și am ales sportul ăsta pentru că mai aveam un prieten care îl practica și am venit și eu. Cum se împacă sportul cu școala? Cum te descurci? Este ok, îmi fac în weekend temele și în zilele care nu am antrenament, mai fac ce-mi rămâne. Cum a fost prima participare voastră în acest campionat? Ați avut emoții? N-ați avut? Cum au fost meciurile? Păi, la campionatul național am avut puține emoții. Am jucat, la potențialul maxim, zic eu, dar la Cupa Prieteniei, la categoria noastră, eu zic că am făcut o figură frumoasă. Spune-mi, te rog, principalele trei calități ale tale. Păi, cred că sunt rapid, pasez binișor și pot da asisturi. Cum ți se pare bazinul din Târgu Mureș? Mie personal îmi place destul de mult bazinul din Târgu Mureș. Am mai fost și la bazine la Brașov și la Arad, dar ăsta îmi place cel mai mult. Eu am ales acest sport deoarece necesită multe antrenamente, este un sport activ și îmi place apa. Câți ani ai? 12. Cum a fost prima experiența voastră în campionatul de U13? Prima experiență a fost de început, deoarece noi ăsta a fost primul campionat al nostru și pentru mine eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Meciul cu Clujul, ați fost bucuroși după victoria de la Târgu? Da, ne-am bucurat, deoarece a fost al doilea nostru câștig. Spune-mi câteva cuvinte despre domnul antrenor. Cum este? Sever, mai prietenos cu voi? Cum este? Depinde de dacă facem greșeli, este sever, dacă nu, este drăguț. Voi sunteți cu minți sau nu prea, sau când cum? Când cum, când este starea. Spune-mi, te rog, principalele trei calități ale tale ca acolo. Viteza, șutul și pasul. Unde ți-ar place să ajungi peste câțiva ani, David? Unde te vezi? Undeva la o echipă mare și să câștig multe trofee. Am 10 ani și am ales sportul ăsta pentru că mi-a plăcut foarte mult de când am intrat în apă. De cât timp ai? De vreo 2-3 ani. Cum a fost prima participare la campionat? Cum te-ai simțit? Ai avut emoții? N-ai avut? Cum au stat lucrurile? Am avut emoții puține, dar după aia ne-am acomodat cu toții. Mai ții minte cum ai trăit primul meci de la primul turneu? Da. Cu cine ați avut și cum a fost? Păi primul a fost cu Arad, la Arad, și a fost un meci greu, dar l-am dus până la capăt. Meciul, prima victorie aici de la Târgu Mureș, cum ați trăit-o cu viitorul club? Am fost foarte fericiți cu toții și ne-am bucurat. Cum ți se par antrenamentele? Câte antrenamente faceți pe săptămână și cum împaci sportul cu școala? Păi avem 3 antrenamente pe săptămână și de fiecare dată înainte să vin la antrenament îmi fac tot ce am de făcut și pe aia vin la antrenament, deci nu mai am ceva de făcut pentru școală. Care ar fi principalele trei calități ale tale? Viteza, pasele și șutul. Ai vreo echipă preferată din România sau? Păi, să zic Rapid București. Te-ai uitat și la meciurile naționale, acum la campionatul european? Da, da. Ce crezi? De ce calități ar avea nevoie un polist ca să ajungă la echipa națională? Păi, eu zic că ar trebui să lucreze în echipă foarte bine și cam atât. Unde vrea să ajungi? Peste câțiva ani? La o echipă mai mare unde să joc bine. Eu fac polo de un an și acest sport pentru mine înseamnă pasiune și antrenament și efort fizic. Antrenamente, cum te înțelegi cu colegii? Mă înțeleg foarte bine. Am colegi buni,
Țineți legătura și în afara antrenamentelor sau povestiți numai? Ținem legătura și în afara antrenamentelor. Am fost și la film, am fost și afară prin oraș. Cum a fost prima participare în campionatul național anul acesta? A fost interesantă. E păcat că n-am reușit să câștigăm foarte multe meciuri, dar a fost bine că am reușit să câștigăm măcar două meciuri cu Clujul. Principalele trei calități ale tale Din polo? Ce crezi tu? Da. Principalele trei calități ale tale ca poloist? Să dau pase, înot destul de repede și mă apăr, nu las adversarul să dea gol. Câteva cuvinte despre bazinul de la Târgu Mureș. Este bun. Apa de la bazinul mic mi se pare un pic prea caldă, dar apa de la bazinul mare perfectă, e perfectă. Ce preferi, antrenamentele de nos și de forță sau cele cu mingea cu care și jucați? Cele cu mingea, categoric. Eu am ales acest sport pentru că am avut o problemă la spate și medicul mi-a recomandat să fac acest sport ca să-mi revin. Și mi-a plăcut foarte mult, fac de 2 ani și este pentru mine un sport perfect. Ți-ai rezolvat problema la spate? Ai scăpat de ea? Da, cât de cât. În continuare, da. Oricum te ajută și pe viitor. Da. Cum faci antrenamentele cu școala? Păi, școala încerc să învăț cât mai bine și și îmi reușește și la antrenamente încerc să fiu cât mai bun ca să ajung departe. Cum ai trăit tu prima experiență anul acesta în campionatul național? În campionatul național am trăit experiențe diferite. Am pierdut, am câștigat, a fost interesant, am învățat, mai multe. Ați fost trist atunci când ați pierdut? Am fost. Cum ați trecut peste înfrângere? Știam că este primul nostru campionat și că o să ajungem și noi mai departe. Despre domnul antrenor ce poți spune? Eu zic că este un antrenor foarte bun, care are foarte multă experiență și știu că o să ajungem departe cu el. Spune-mi, te rog, trei calități ale tale ca poloist. Ca poloist, mai rapid. Știu așa să, da, să mă strecor. Cu pasele cum stai? Ești un bun echipier sau ești egoist? Nu, sunt egoist, chiar dau multe pase. La dueluri te bagi, intri, ai răutate așa în joc, da? Dacă mă enervează, da. Am înțeles. Dacă văd că îl mă deranjează, atunci nu chiar. Ce preferi? Antrenamentele de forță de nou sau cele cu mingea în care și jucați? Cele cu mingea. Este mai interesant și mai frumos. Spune-mi, te rog, unde vrea să ajungi peste câțiva ani vis-a-vis de polo? Aș vrea să ajung mult la națională, dar până acolo mai este, așa că vreau să câștigăm campionatul național de vârsta noastră.